Eu n-am avut televizor decât când s-a băgat Alfa și Omega. Numai acolo mă uit, în altă parte nu deschid. Face deosebită multă bucurie, predici minunate și învățături. Oamenii au ocazia să vadă lucruri minunate. Este o lucrare minunată. Este via lui Dumnezeu. Alfa Omega TV. Aducem lumină în întuneric.